Having committed over 1,000 killings in the last three decades, the Casalesi clan unite all the criminal families in the province of Caserta. The proper beginning of this powerful clan dates back to the 20th century, when Mario Lovin made Antonio Onino Bardolino the capo of the family at a very young age. This was largely a result of Mario Lovin being on the run for more than a decade. Consequently, Antonio, who himself was born on September 20, 1964, in San Cipriano d'Aversa, earned the nickname of Onino, which means the baby. In the early days of Antonio, the clan maintained a lower profile by utilizing construction, distribution, and trash management as the top revenue generators for the crime families. For their own building companies, the Casalesi established a monopoly in the cement market and had complete control over the flow of supplies. Any company wishing to open shop in the region was required to pay the clan for permission and then purchase cement from them to construct their structures. The clan was also embezzling funds from the construction of the Santa Maria Capua Vetere jail and the Rome to Naples expressway. In the 1980s, when cocaine overtook heroin as the more lucrative narcotic around the world, Bardolino set up a trafficking enterprise to smuggle it from Latin America to Aversa via a fish flour import-export company. Ați urmărit o bucățică doar dintr-un material mai amplu, o să mai arătăm astăzi, despre mafia napoletană, despre clanul Casalesi, cel care locuiește, să zicem și noi așa frumos, în același loc în care are rezidența domnul Cherecheș, locul din Italia unde dorea să ajungă, un cuib adevărat al mafioților. Interesant este că, dincolo de ceea ce ați văzut, legături cu zona asta a deșeurilor, mafia, pur și simplu, la nivelul ei cel mai înalt, vorbim despre cea mai dură structură mafiotă napoletană, acest clan, există legături cu carteluri de droguri, chiar au fost destructurate mai multe carteluri de droguri, de altfel și în acest material ați văzut referiri la cocaină, la heroină. Un cartel cu legături cu Africa a fost destructurat de curând în acea localitate micuță, pașnică, liniștită, unde dorea Cherecheș să ajungă, fugind de aici de nenorocirea asta de justiție din România. Foarte interesant. Ați văzut informații în acest material despre mafia deșeurilor. Apropo, din acea localitate a Italiei a fost un drum foarte scurt cu cea mai mare cantitate de deșeuri fraudată care a ajuns în Port Constanța. Tot acest clan, Casalesi, are legături nu doar cu Maramureșu, are legături și cu Piteștiu, vorbind despre peste 400 de proprietăți. A fost o acțiune amplă a carabinierilor împreună cu autoritățile din România. În Maramureș, când a ajuns primăraș Cherecheș, au apărut imediat niște firme din Italia, în acea zonă inclusiv mafiotă, care s-au ocupat de calitatea aerului în comunele din Maramureș. Milioane de euro, scrie presa din Maramureș de la acea vreme, dar și-au amintit și astăzi. Discutăm despre aceste legături cu mafia, discutăm și despre perchezițiile de la această oră care se desfășoară în Baia Mare, inclusiv la primărie, la o săptămână după ce ăsta a fugit. Nu reluăm și filmul Fugi, dar ne uităm și la temele economice, pentru că s-ar putea de la 1 ianuarie salariul minim să fie mai mic, nu știm dacă se mai aplică sau nu acea scutire, și avem o gaură de 7 miliarde la buget din neîncasarea de TVA. Invitații mei și ai dumneavoastră în această a doua oră politica zilei, Ramona Ursu, jurnalista în media. Mulțumesc foarte mult, Ramona. Bună. Avocata Gabriela Savu, mulțumesc foarte mult, Gabriela, și ne uităm și la motivare, pentru că acolo scrie că are probleme foarte mari în ceea ce privește onoarea, responsabilitatea, domnul Cherecheș, nu că nu ne-am fi dat seama. Printr-o legătură video, Adrian Negrescu, analist economic, mulțumesc mult, Adi. Și ni se alătură și Cătălin Țone, expert antidrog. Mulțumesc foarte mult, domnule Țone. Bună ziua, mulțumesc. Arătam așadar în acest material, domnule Țone, prima dată vin la dumneavoastră, aceste legături pe care acest clan, de exact de unde are rezidență domnul Cherecheș, acest clan are legături cu carteluri de droguri, e o mafie întreagă acolo, arme, droguri, deșeuri, da, tot ce poate face mafia aceea dură, napoletană, italiană. Dar dumneavoastră la un moment dat vorbeați și despre legături pe aici, pe ale domnului Cherecheș cu drogurile. Poate căuta protecție, nu știu, mă gândesc. Da, foarte frumos materialul și ați făcut așa niște conexiuni cât un sfert de anchetă. Da, este o zonă foarte sensibilă din Italia, este o zonă cunoscută în special pentru implicații în traficul de droguri și vorbesc de traficul de droguri în cantități foarte mari pentru că acolo sunt porturi, pentru că acolo de-a lungul timpului carabinierii
au făcut capturi importante de ordinul tonelor. A fost inclusiv o cantitate în aprilie găsită abandonată ceva mai la sud, în zona Calabria, dar cu implicarea acestui grup mafiot. Este o vorbă acolo, în Napoli, nici soarele nu răsare dacă nu-l plătești. Categoric, ca să se mute acolo și mai ales un domn, precum este domnul condamnat Cherecheș, cu siguranță că a vorbit acolo, iar legăturile pe Maramureș sunt zone certe și clare. Să știți că în România, clanuri importante din Italia și-au făcut simțită prezența și nu de acum, vorbim de 20-25 de ani, și avem Cosa Nostra, avem Camorra, avem Drangheta. Amintiți-vă, vă rog, liderii clanurilor, acestor clanuri, sau mă rog, exponențiali, personaje exponențiale din aceste familii mafiote care au fost prinse și capturate pe teritoriul României, se ascundeau aici vrând să scape de brațul lui legii. Dacă discutăm despre domnul condamnat, aici trebuie să vorbim și despre o prezumtivă dependență de droguri. Eu am identificat-o așa din modul comportarea dumnealui și mai ales că el obișnuia să vină și pe la București, teritoriul nostru de competență, în periplele lui amoroase și nu numai. Și v-aș aminti aici două aspecte extrem de importante care au fost trecute cu vederea de către presa centrală, dar au fost accentuate de presa locală și acestora i s-a închis gura. La un moment dat, un ziarist, acum vreo 10 ani, într-o conferință de presă la primăria Baia Mare, a intrat cu un tricou, un mesaj clar în legătură cu un posibil consum și dependență a domnului primar de la vremea respectivă. Și, de asemenea, după 2-3 zile, un lider al etniei rome din localitate a spus foarte clar și locul unde a fost, unde l-a văzut pe primar, că priza cocaină. Toate acestea nu sunt întâmplătoare. Eu aș face o analiză și comportamentală și după fuga lui. Deși mi s-a părut în primă fază o mișcare extrem de inteligentă, ieșirea din țară, reușind să păcălească vigilența autorităților, după ieșirea din țară am văzut foarte multe gafe ale lui, care denotă fie că era un nepriceput, ceea ce nu prea cred, între ale jonglatul cu legea, dar în orice caz dezechilibre majore și greșeli care au condus la prinderea lui. Eu cred că și tendința de a-și întreține dependența era o posibilitate sau a fost o posibilitate ca el să fie prins, pentru că știm destul de bine, dacă vorbim despre instalarea de dependențe și mai ales de droguri stimulante ale sistemului nervos central, precum este cocaina, atunci el trebuie să ajungă la un dealer, trebuie să își întrețină această dependență, că intră în sevraj și dacă intră în sevraj nu poate să mai facă nimic. Zace probabil pe o bancă sau undeva unde nu-și mai poate reveni decât dacă consumă aceste substanțe. Da. Este bine de uitat și cred eu că trebuie analizată situația și, atenție, anturajul care a rămas în Baia Mare, pentru că vorbim aici de un anturaj, vorbim aici de un grup care s-a format în anii cât a stat la primărie și în legăturile infracționale pe care și le-a perfectat în această lucră. Da, chiar acum sunt percheziții, anunțasem și ora trecută, reiau această informație, sunt percheziții la primăria Baia Mare, percheziții la șoferul lui Cătălin Cherecheș, percheziții la secretara lui Cătălin Cherecheș, 5 zone de percheziție care au legătură cu fuga lui Cătălin Cherecheș. O să refacem și noi aici tot filmul, până acolo, fără legături cu statul și fără legături cu mafia, mă gândesc, doamna avocat, că nu poți așa ușor, da, să fugi peste top în lume, nu? Speța asta cu domnul Cherecheș, spuneam mai devreme că mi-aduce aminte de o comedie din aceea de situație în care de la ceva lucrurile se dezvoltă îngrozitor și se adună infracțiune peste infracțiune, adică nu pare nici măcar de o mare inteligență maniera asta infracțională în care a încercat să se sustragă de la executarea pedepsei, pentru că vă dați seama, până și dacă nu ai cine știe ce cunoștințe, dar presupun că domnia s-a avut timp să se documenteze în toți anii ăștia, 7 ani în care a fost judecat, despre consecințe, despre maniera în care sunt reglementate și prevăzute aceste fapte de codul penal, adică trebuia să știe despre trecerea frauduloasă a frontierei, despre falsul privind identitatea, despre ce consecințe mai sunt prin străinătate dacă reziști, te opui arestării și așa mai departe. Deci, din punctul ăsta de vedere, faptul că dumnealui a tot săvârșit infracțiune după infracțiune, sau mă rog, e prezumat încă nevinovat cu privire la aceste noi fapte de natură penală, noi infracțiuni, dar iar așa și cu ochiul liber poți să constați că s-a afundat într-o activitate din asta infracțională pe care efectiv nu reușești să o înțelegi și poate că ceea ce ne spune domnul Țone un pic mai devreme are cumva sens, adică știți, a căpătat ceva sens, pare că o persoană
cu deplinătatea facultăților mentale și cu o minimă pregătire, n-ar fi trebuit să se afunde în așa ceva. Da, dacă era într-adevăr sub influența drogului, ar putea da, să fie o pare că toată lumea în jurul lui era și mătușa și mama și toată lumea. Vreau să mai urmărim un foarte scurt material despre această mafie napoletană din localitatea unde are rezidență Cătălin Chiereche și ne întoarcem. As the clans under Camorra has a more horizontal structure than the pyramidal Sicilian mafia. Because of this, clans and organizations are able to grow out of the ruins of the old ones easily. This made the Casalesi clan more resilient, even though their senior leaders were detained or killed. The coming of new leaders increased the Casalesi clan's influence in other European nations, especially Spain, which saw a significant increase in the Casalesi's involvement. This, however, is completely the opposite to what usually happens, as Camorra clans keep close ties to South American drug cartels, which makes it easier for drugs to enter Europe. The Casalesi clan have also formed agreements with the Albanian mafia and Nigerian drug gangs in recent years. Adică Ramona Ursu de toate. Mafia albaneză, mafia chiliană, toată lumea era acolo. Mafia. Mafia. În general. Deci cum s-o fi găsit el cu locușorul ăsta pe lume? Păi ca orice om normal din țara asta, care trăiește cinstit, probabil că a fost la un moment dat în vacanță, i-a plăcut, a zis că e un loc liniștit, cu oameni de bună calitate și și-a făcut rezidența acolo. A zis că e mai bine. Acolo, da, e frumos și s-a găsit între oameni ca el. Acum pe mine nu mă miră neapărat comportamentul de acum. A fost într-adevăr un pic dat peste cap așa și destul de ambigu ce a făcut domnul Chiericheș din momentul în care a fost condamnat, dar faptul că are un comportament infracțional de la un capăt la altul, asta nu este tocmai o noutate. Domnul Chiericheș a făcut de-a lungul anilor multe fapte penale, să ne aducem aminte că și-a câștigat mandatul de primar aflându-se în închisoare. Sigur, aici e componenta despre care putem vorbi la nesfârșit despre electoratul din România care alege pușcăriaș, dar revenind la portretul dumnealui este un infractor care pur și simplu s-a comportat toată viața lui politică în sensul ăsta, iar acum s-a văzut fiind foarte disperat, poate și sub anumite influențe, așa cum se purtau discuțiile un pic mai devreme, a făcut niște gafe. Dar el nu cred că a avut niciodată să stea să se gândească foarte mult la planurile, cum să facă. El pur și simplu a trecut dintr-o infracțiune în alta și acum s-a văzut nevoit să facă un pic mai repede lucrurile. Și le-a făcut prost. Și a băgat pe toată lumea groapă. Acum toată lumea la care ne referim este la rândul ei cu probleme. Adică să ne gândim dacă vreunul dintre noi, având în familie, Doamne ferește, așa ceva, totuși ne-am duce să mituim magistrați, să îi ajutăm cu buletinele noastre de identitate, adică nimeni din familia aia pare să nu fie zdravănă. Da, da, cu 200 km la oră, adică... O mătușă foarte... Nu știe foarte, maică-sa unde e, că cine știe ce o fi făcând și maică-sa, cred că ascunde pe undeva, face o groapă pe acolo, o fie acolo, Adi Negrescu, cu mafioții și bagă banii aia de i-au cărat cash cu plasele, îi bagă în pământ, în buncăre, nu știu. Cum ți se pare? Te gândeai la o așa legătură, domnule, o localitate drăguț acolo în Italia? În primul rând, eu nu înțeleg de Chiericheș nu s-a predat, pentru că putea să iasă un an, doi maxim pe bună purtare, pe tot felul de scris cărți și alte opere literare. Putea să iasă foarte ușor din pușcărie, dar nu va mai avea piața politică. Dar scăpa foarte ușor de probleme cu legea, pentru că România, chiar dacă ai o infracțiune foarte, foarte gravă, poți să scapi ușor dacă știi ce trebuie să faci din această perspectivă. Se pare că a fost sfătuit greșit. Sau nu a ținut cont de sfaturile celor care l-au consiliat pe zona asta juridică. Pe de altă parte, legat de mafia asta, și voi trăitați foarte bine acolo, zona de deșeuri. Păi Maramureș e unul dintre punctele cheie pe harta importurilor de deșeuri din România. Noi acum 3 ani de zile făceam un studiu legat de piața deșeurilor, de importurile de deșeuri din România. Spuneam că sunt 3.000 și ceva de firme și atunci, acum 3 ani de zile, cifra de afaceri era la un nivel de 510 milioane de euro. În între timp a ajuns pe la 1 miliard. Că au crescut atât de mult importurile de deșeuri din România, cât a devenit o afacere uriașă, inclusiv pentru italieni, pentru toți cei care aduc din străinătate deșeuri în țara noastră, sub două auspicii. Unu,
materie primă pe reciclare și la al doilea produse second hand. Sunt două chestii, două chichițe, portițe legislative prin care poți să duci în România absolut orice, fără ca nimeni să te controleze și să te sancționeze. Și de aceea am ajuns fel de groapa de cum ai ocupit. Ei, în Maramureș există printre cele mai multe firme pe zona asta de reciclare a gunoaielor și atenție, foarte multe dintre ele au acționariat italian. Da, sunt italieni, sunt exact în zona asta de mafie. Gabriela Savoie, să ne uităm un pic și la motivare, te rog. Ăsta e încarcerat acum în Germania, s-a lovit de poliția bavareză, înțeleg că ăștia sunt cei mai duri dintre polițiile lor de acolo. Însă am citit puțin din ce a apărut în presă cu privire la motivarea instanței și se vorbește despre faptul că este străin de onoare, responsabilitate, orice formă de moralitate, lucruri pe care le putem observa cu toții. Dar vreau înainte de... adică răspuns la asta cu motivarea, dar mai am o întrebare. Pe 7 decembrie au acea strămutare, acel proces, îl tot invocă avocatul lui, ar putea să-l scape în vreun fel? Cred că și-a înrăutățit mult situația cu aceste infracțiuni de trecerea frontierei și așa mai departe, tot ce s-a întâmplat după condamnare, pentru că și în spațiu public se discutase foarte mult despre maniera în care ar fi putut să aibă o șansă la înalta curte în strămutarea acestui dosar de apel, pentru că într-adevăr, chiar dacă s-a soluționat definitiv acest dosar, chiar dacă avem o hotărâre definitivă pronunțată în apel, cererea de strămutare fusese formulat anterior și viza acel caz de incompatibilitate pretinsă de către inculpat cu privire la magistratul, la unul din magistrații din complet. Este vorba despre doamna judecător care a fost implicată în acel denunț formulat cu privire la încercarea de dare de mită. Da, deci, din punctul ăsta de vedere, dumneai a formulat o cerere de abținere. Cererea de abținere a fost respinsă, dar sigur că nu îi aparține vreo răspundere, da, pentru că a formulat totuși o cerere de abținere. E adevărat, motivată cu presărată cu nenumărate insistențe, în sensul că dumneai apreciază că imparțialitatea nu este afectată, dar tocmai din acest motiv, pentru că exista, iată, un motiv de bănuială cu privire legitimă, aș spune eu în calitate de avocat, cu privire la faptul că unul din magistrații din complet ar putea să fie părtinitor, da, și anume ar putea să aibă, da, o atitudine în care, cel puțin din punct de vedere public, da, să se pună problema dacă nu cumva este știrbită imparțialitatea de care ar trebui să dea dovadă în soluționarea acestei cauze, toate aceste motive de bănuială legitimă putând să facă obiectul, putând să fie motiv de cerere de strămutare care să fie admisă de înalta curte. Deci așteptăm dacă să vedem. Curte. Da, urmează să vedem. Da. Magistrații de la înalta curte sunt unii cu mare experiență, cu siguranță că vor trata acest dosar de strămutare fără să ia în calcul ce s-a întâmplat cu persoana condamnată ulterior pronunțării acestei plecată în călătorie. Așa vrem să credem cu toții, da, și se vor pronunța cu privire, dar strict cu privire la acest aspect. Dacă ar admite cererea de strămutare, automat se desființează hotărârea pronunțată în apel. Asta este efectul admiterii cererii de strămutare în acest caz. Magistrații respectivi în soluționarea cererii de strămutare urmând să stabilească și în ce măsură sunt menținute sau nu celelalte acte efectuate în dosar. Da? E greu de estimat ce s-ar putea întâmpla în sensul ăsta. Da, vreau să facem o pauză de la acest subiect și să profit de prezența domnului Țone, pentru că este o perioadă de mini-vacanță, e și o perioadă de viroze și am aflat, domnule Țone, că există posibilitatea ca un cocktail de pastile de răceală. Cocktailul nu în sensul rău, ci pur și simplu iei mai multe pastile să rezolvi mai repede problema, s-ar putea să te scoată pozitiv la testul antidrog. Explicați-ne puțin. Așa este, da. În dotarea Poliției Naționale sunt două tipuri de aparate. În total sunt 184, de care sunt 120 funcționale la data actuală. Unele sunt proprietatea Ministerului Afacerilor Interne, altele sunt date incomodate, adică primării, consilii județene, alte entități care le-au achiziționat și le-au dat cadou, mă rog, pe comodat, așa cum spuneam, către unitățile de poliție. Cele de proveniență, nu vreau să spun, firma de proveniență germano-austriacă au o probabilitate undeva 85-90%, sunt mai bune, iar celelalte de proveniență asiatică cupar undeva probabilitatea la 55-60%, posibil rezultate fals pozitive. Dar vreau să vă spun un lucru foarte clar, chiar dacă
poate fi considerat că este o tendință de a sfătui, nu știu, pe cei care sunt asemenea situații, orice conducător auto poate refuza tractescul fără măcar să fie tras la răspundere, pentru că legislația din România criminează conducerea sub influența substanțelor psihoactive, articolul 336 din Codul Penal, și refuzul în 337, următorul articol, refuzul de la recoltarea probelor biologice. Adică, practic, dacă persoana respectivă se sustrage de la recoltarea efectivă după ce el este condus la unitatea de medicină legală, numai atunci se reține această infracțiune. Deci se poate refuza acest drug test. Și acolo, atenție, când se ajunge la unitatea de medicină legală, sunt două probe foarte importante. Una este o evaluare psihofizică de către medicul de serviciu, este un formular cu vreo 30 ceva de item, inclusiv probe, să-și anunce, să poartă un limbaj, să meargă pe o linie treaptă. Se întocmește acea fișă, după care se recoltează probe biologice de urină și de sânge. Dacă persoana respectivă nu s-a făcut drug test, a acuzat drug testul și trece proba psihofizică, după recoltare, permisul îi poate fi restituit, nu pe loc, dar se va duce la unitate a doua zi. Deci putem să ne facem probleme fără să vrem, de fapt. Asta e esența. Mulțumesc mult, Cătălin Țone, pentru participare. Mergem mai departe. Adi Negrescu, aflăm așa, avem o gaură uriașă la încasarea de TVA în România. 7 miliarde de euro anual, gaura asta dând TVA necolectat. Apar pe traseu și firme din Bulgaria, care sunt folosite ca paravan pentru evaziune. Explică-ne puțin. Da, nu e o chestie nouă, se aplică de vreo 20 de ani în România chestia asta cu fraudarea TVA-ului. O știu și cei de la FISC, o știe toată lumea. Pare că politicienii nu o cunosc și nu vor să facă legislație pentru a evita acest lucru. Cum se fraudează așa în linii mari TVA-ul în România? Păi, produsele care vin în țara noastră vin fără TVA, vin ca produse pentru care se aplică TVA-ul în țara unde se vinde produsul respectiv. Adică dacă tu importi un televizor sau un frigider sau o mașină de spălat în România, da, firma îi trimite în țară fără TVA. Aici, compania de aici, practic, aplică TVA-ul care este plătit statului român. Ei, pe acest lanț, la un moment dat, pot să apară ori firme fantomă, care cum ar veni să preia marfa de import și apoi să-și ia banii din TVA și apoi să dispară, ceea ce se întâmplă foarte multe ori în România, sau sunt implicate firme din Bulgaria, din Republica Moldova sau alte țări, care ar fi, între ghilimele, destinația finală a mărcii, a celor produse, și care tot la fel încasează un TVA și apoi ia le de unde noi. Se întâmplă asta frecvent în România, fraude de ordinul miliardelor de euro în țara noastră pe zona asta, și sunt foarte multe firme fantomă, din păcate, în România, care sunt prezent pe lanțuri de import, de produse alimentare, de produse electronice, de tot fel de produse pe care le aducem inclusiv din China, mai ales din China, pentru că știi foarte bine pe zona asta de import de produse prin containere, prin portul Constanța, nimeni nu prea se uită ce se întâmplă în containerele alea și importăm de la droguri până la arme și cine știe ce alte nebunii mai aduce din sănătate, inclusiv gunoaie, că spuneam că e una dintre porțile prin care se aduc gunoaie din România. Da, ce nu știi nu te afectează, nu? Până la urmă. Da, și în caseul acestor importuri majore de produse de orice tip în România, să vezi exact unde se duce TVA-ul și de ce nu ajunge la bugetul de stat, bineînțeles că unii fac bani și statul pierde. Și de fapt pierdem noi, că noi după ce plătim. Da, vedeți, astea sunt informații așa sensibile pentru telespectatorul simplu. De asta mie îmi place de domnul Iohannis, el preferă să nu știm lucruri. De exemplu, mai bine n-am fi știut că președintele nostru a dat 3 milioane de euro pe decorații și medalii din 2016 până în prezent, Ramona Ursu. Putem merge în paralel cu subiectele, pentru că mi se pare foarte interesant. Vine această informație documentată de colegii de la Jurnalul. E la secret, inclusiv, să sunt la secret, inclusiv avansările în grad pe care le face de 1 decembrie președintele nostru. Iar din 2016 până în prezent a reușit cu medaliile astea, Steaua României și tot ce mai dă el pe acolo, decorațiuni și medalii, să cheltui 3 milioane de euro, 16.303 în lei, plus TVA. Domnul, e în stilul caracteristic al mandatelor domnului președinte. Dumnealui este doar cu lumea bună, cu milioanele, cu vacanțele, cu decorațiile. Problemele astea ale muritorilor, cu nerecuperarea TVA-ului, frământările fiscale pe care le resimțim cu toții, și nu doar frământări, ci pur și simplu un dezastru fiscal în care ne aflăm, astea nu sunt pentru domnul președinte.
Tunelul este într-o cu totul altă sferă. Stau și mă întreb dacă dumnealui n-are și el vreo rezidență pe undeva în altă parte. Că nu pare de-al nostru, sincer. Și mi-e foarte greu să spun asta, pentru că pe domnul președinte l-am votat de două ori. Dar este pur și simplu, adică avea dumnealui o dorință așa de parvenire pe care am văzut-o chiar de la începutul mandatelor și da, înainte, cu ghinion, cu aruncatul paltonului și alți colți dați peste cap în general. Dar acum pare total desprins de ceea ce se întâmplă în România, de ceea ce trăim noi. Dumnealui nu a mai avut un mesaj coerent pentru români. Pentru românii simpli, pentru români pe care îi conduce. Nu pentru românii al cărui președinte este. Uh-huh. De nici nu mai știu când. Adică dumnealui nu știe prin ce trecem noi aici, cu ce ne confruntăm. Este cu decorațiile, mâine face repede o petrecere că trebuie tu să plece în Dubai. Ce explicație ai pentru lucrurile astea? Ești jurnalist vechi, ai urmărit, ai văzut mulți politicieni, ai documentat foarte multe cazuri. Măi, e ceva de nedescris. Și a stat 10 zile în Africa, a venit un pic, a fost pe la Blaj, nu știu pe unde, mâine se duce la paradă, că săracul când s-ar fi dus, dar ce să facă. La ora 12 sau 2, la 2 are recepție. La recepție n-a invitat pe toată lumea, pe useriști, nu pe auriști, nu a decis el exact cine are voie să vină acolo la el în palat. Și după aia decolează, se duce la Dubai, 4 zile, vorbește 3 minute la un summit. Este pur și simplu prea mare funcția aceasta pentru acest domn Iohannis. Dumnealui nu are consistență, nu are arhitectura interioară să se ridice la nivelul funcției. Dumnealui a rămas acolo, între prietenii lui, cu bani, cu niște așteptări de la viață, altele decât au în general oamenii. Da. Acolo se învârte el. Niciodată nu a fost în stare să înțeleagă cu totul ce țară conduce. Unde trăiește? Nu poate. Adică noi încercăm să zgâlțim un mort. Ca nici oamenii din jurul lui. Cred că îi ascultă. Mi se pare destul de, la cum am văzut că se comportă domnul Iohannis, mi se pare destul de reticent în a accepta sfaturi. În a înțelege că așa foarte multă lume tot îi mai spune, îi mai trage de noi bunic. Noi toți îi spunem de altfel. Dar asta zic, multă lume îi spune, dar pur și simplu nu are urechi și nu poate să vadă ceea ce noi vorbim aici. Sau... Și nici nu-i pasă, sincer. Vreau să fac o singură remarcă și apoi vin la tine, Gabriela Savu. Noi am văzut-o ieri, era doamna asta a lui, care nu poți. Că de asta, vedeți? Noi până acum le spuneam domnul președinte, când vorbeam înainte de președintele Băsescu, de exemplu, președinte. Îi spuneau ei Băsescu așa, dar spuneam domnul președinte Băsescu. Dom'le, acum toți zicem Klaus, Iohannis, Iohi, copiii ăștia, generația mai tânără, o să râdă cineva în casă acum. Îi spun Iohi, ca să se știe. Deci omul nu prezintă niciun fel de seriozitate. Dar nevastă asta era ieri, plouată, de zici că, dom'le, parcă zici că nu-i soția președintelui, nu știu de unde trăiește, în bunker cu ăștia, nu mi-e clar. Plouată, terminată, pe la plajă, pe acolo, se țineau de mânuță. Dar nu se poate, eu sper că mâine când vine... Dar eu nu înțeleg, Ioana, eu nu înțeleg ce caută soția președintelui în toate vizitele astea oficiale. Vizitează, oficială în satul român. Vizitează. De ce trebuie noi, contribuabilii, să-i plătim vizitele doamnei Iohannis? Nu știu dacă merge la Dubai, dar în Africa a fost, domne, 10 zile. La ziua Marinei a ținut-o de mână pe covor. Dom'le, nu putem să avem niciun pic așa de bun simț sau de un simț al penibilului. Eu chiar sper mâine se ducă și în fața celor care defilează, se plimbe tot cu soția de mână când salută garda de onoare, pentru că la nivelul ăsta e atât de puțin îi pasă, atât de mare e nesimțire acolo. Gabriela s-a avut 3 milioane de euro pe decorații. Dom'le, dar cui câte a dat? Nu, bine, dar începe în toată Africa și dă... Da, întreaga activitate a administrației prezidențiale din aceste două mandate ale domnului președinte Iohannis se înscrie în această temă a lipsei de transparență. Inclusiv aceste chestiuni cu privire la cheltuielile publice, că vedeți, aceasta este o sumă care înțeleg că cifrează cheltuielile din 2016 până la zi, da, vorbim despre mai bine de 6-7 ani. Da, dar doar medalii și decorații, ce pot să cumperi? Da, este adevărat, este o atribuție a președintelui. Să știți că aici, din punctul ăsta de vedere, eu cumva sunt împărțită. Înțeleg ce spuneți dumneavoastră, empatizez cu ceea ce se susține
public, în societate, cu privire la lipsa de transparență, cu privire la oarecare detașare pe care o vedem de la președinte spre cetățeni, spre media, spre noi toți. Dar mai multe în Africa decât dar, a fost în două. Dar această chestiune cu decorațiile, să știți că pentru militari, pentru familiile lor, este extrem de importantă. Sunt foarte mulți oameni, să știți că sunt foarte mulți oameni care vor trăi tot timpul și vor lucra anonim. Da? Numele lor nu apare nicăieri, gradul lor militar nu apare nicăieri, ei se duc acasă cu aceste medalii date de președinte. Pentru ei este foarte important. Nu e doar despre ei, Gabriela Savu, dar nu e doar despre militar. Stai un pic, că nu, aceste decorații el a dat în Africa. Cel mai înalt ordin pe care îl poate da statul român cuiva, deci el a dat în Africa cât a dat președintele Băsescu în două mandate. E inadmisibil așa ceva. El dă orgui, trebuie în fața palatului. Pe de o parte, sunt aceste decorări care în general se fac de Ziua Națională a României și care vizează în special personalul militar și oamenii aceia le merită pe deplin. Normal, ca și pensiile alea. În ceea ce privește decorările persoanelor civile, da, celor din societatea civilă, marilor oameni de cultură, invitațiilor din străinătate și așa mai departe, ele, să știți că ar trebui, ele au la bază niște memorii, niște analize făcute de un corp profesionalizat din cadrul administrației prezidențiale. Poate lucrurile astea ar trebui să le aflăm public. Poate că ar trebui să ni se prezinte și nouă, da? Care sunt motivele? Da, cred că mai multă transparență ar ajuta din punctul ăsta de vedere, da? Să știm cine, care este acel comitet care analizează acordarea acestor... Da, ele se publică, într-adevăr, cele care sunt publice, și nu sunt toți președinții secrete, dau și fac acest lucru, dar nu sunt comunicate public, nu pe bandă rulantă, adică au cele o valoare, de aia se zice, domnule, Steaua României în gradă, nu știu ce, au un rost pe lumea asta. Asta, nu, că nu faci pe toată lumea general, nu toată lumea ajunge în anumite poziții. Ele au, tocmai că au o însemnătate și de aceea are președintele această atribuție constituțională, are acest atribut, are această competență de a da medalii și decorații, tocmai pentru că ele sunt simboluri ale statului român care sunt atribuite pe merit, da, unor persoane. Și ar trebui ca toată țara să știe de ce și cum sunt atribuite. Eu cred că președintele nostru urmărește, stă ăștia pe TikTok, niște doamne de-astea care te învață să gândești pozitiv. Să gândești că tu ești bilionar deja, ești balerină și bilionar în același timp. Eu cred că Iohannis uită la ăștia și cere, nu suntem o țară săracă, nu suntem, suntem o țară bogată, ne permitem orice, pot zbura unde vreau eu, pot sta plecat oricât. Eu cred că așa, dacă tu ești la situația economică a României, Adrian Negrescu, și vezi câte cheltuieli face administrația prezidențială cu acest președinte care nu face nimic pentru dezvoltarea efectivă a României, că nu leagă niște parteneriate, nu se întâmplă nimic, nici în Schengen nu ne privesc ăștia. Și te uiți la câți bani cheltuie el pe persoană fizică, e penală, că e discrepanță mare pentru țărișoara asta, doar vorbim mai devreme. Ea îi spune în glumă decoratorul șef al României, că cred că are o funcție pe măsura aspirațiilor, ca să zic așa. Sunt foarte curios dacă și pe doamna Iohannis a decorat-o. E o întrebare pe care cred că jurnaliștii ar trebui să o investigheze, că s-ar putea să existe un ordin acolo pentru merite în învățământ, un academician, doctor facem caz de necaz, dar într-adevăr este revoltător măcar din prisma a modului în care te raportezi la propria țară și la propriul popor. Legat de situația economică, gândiți-vă că ultima întâlnire a unui președintelui Iohannis cu un om de afacere a avut loc cu șeful OMV Petrom, da? Acum vreo câteva luni, când s-a pus problema de exploatarea gazelor și de acel proces în justiție pe care OMV am deschis împotriva statului român. Ei, de atunci nu s-a mai întâlnit cu nimeni și anterior nu l-am văzut să se întâlnească cu aproape nimeni din zona asta economică, pentru a discuta, măcar pentru a afla poate de la sursă, cum e cu taxele astea care cresc de la 1 ianuarie și care riscă să îngroape niște principale exportatori din România, și mă refer aici la cei doi producători de automobile, dar și la alte companii extrem de importante în țara asta, care își pun o reală problemă, ce vor face în condițiile în care se vor trezi cu acest impozit de 1% pe cifra de afaceri. Am auzit pe surse că s-ar putea să-l scoată, că le-a venit mintea la cap și s-ar putea să-l scoată pe ultima 100 de metri, pentru că altfel își vor ridica agențiile de rating în cap și s-ar putea ca România să tragă din nou la categoria cea mai ales care interesează. Bugetare fantastice, cele mai mari probleme bugetare din Uniunea Europeană în momentul de față, raportat la dimensiunea bugetului și la dimensiunea deficitului. Președintele, mă rog, Iohannis pleacă mâine după ora 2, recepția asta doține el la Cotroceni acolo, dar nu știu dacă mai erau subiectura următoare, dar aș vrea și pentru telespectatori, oameni buni, Iohannis, politicienii, nu contează, e Ziua Națională, bucurați-vă de ea, vorbiți cu prietenii sau rudele din diaspora, acolo e greu, dorul de țară e altul.
și la anul poate nu-l mai prindem de 1 decembrie, poate pleacă definitiv. Până atunci, eu vă spuneam că suntem o țară bogată, dar nu mă credeți în niciun fel. La ANSVS, autoritatea sanitară care nu reușește să omoare nici cum pesta asta porcină care ne omoară toți porcii în țara asta, s-au dat sporuri de 6 milioane de lei în 2023 și nici s-a terminat anul, vă dați seama. Directorii au spor de 4.000-4.500 de lei pe lună. Ramona, ideea e în felul următor. Sunt 200-300 de angajați, 299, 6.200.000 de lei le-au dat sporuri. Și acolo, la ANSVS, e cel mai mare spor, 4.500 de lei, 30% din salariu, cel mai mare spor din statul român. Uite, Ioana, abia aici ajungem la problemele care ar trebui să îl intereseze pe domnul președinte și să încerce să facă o radiografie foarte clară a felul în care și dumnealui a postărit sau dumnealui a postărit România în ultimii 9 ani. Aici ajunge la bătaia asta de joc a banului, din banul public. Ok, îmi înțeleg și punctul de vedere al doamnei avocat, cum că președintele poate să dea și chiar uneori e foarte bine să dea aceste decorații, ok, 3 milioane de euro, să spunem că am închide ochii la asta. Dar de fapt nu e vorba despre asta, e vorba despre o practică în sistemul public unde toți au învățat că este o vacă de mulți. Uh-huh. Nu contează că avem, nu contează că n-avem, nu contează că se schimbă măsurile fiscale pentru tot restul lumii. Nu contează că toți ceilalți fac sacrificii, că a început să crească rata șomajului. Nu contează. Contează ca în statul român, cei care lucrează și au bani public, să câștige bine. Acolo salariile nu sunt date jos. Acolo n-a plecat nimeni. Deci faptul că se îngroașă rândurile șomerilor nu sunt, nici pe departe. Posturi vacante tăiate, ei nu taie posturi reale. Nu. Ei taie niște scheme cum au visat acum nu știu cât timp să aibă 100.000 de angajați. Nu i-au angajat oricum și pe hârtie toate. Acolo nu sunt oameni. Acolo nu sunt bani care există realmente. Realitate, da. Acolo sunt niște cifre cu care ei se joacă. Abia și șoferul are 1.000 de lei, să știi, spor. Consilierul juridic, care clar stă la birou, da? Da, adică, e în condiții vătătoare. Da, are 2.600-2.700. Tu îți imaginezi că 2.600 de lei câștigă unii oameni care muncesc o lună de zile? Profesori. Câștigă profesori. Adică câștigă deja oameni cu studii superioare. Câștigă oameni care muncesc în fiecare zi. Dacă și apoi vine periculoasă. Și apoi vine domnul Ciolacu și ne explică cum anul viitor o să crească din nou taxele și în 2025 de fapt o să crească cel mai mult și cum majorăm pensiile, dar fără să ne spună acest domn Ciolacu și nimeni din această alianță de guvernare de unde vom suporta noi pensiile pe care ei le cresc de anul viitor. Uh-huh. Care este sursa bugetară? Bugetul de stat. Glumesc, da, așa ne răspund. Orice PSD-ist întrebi, peneliștii... Domnul Ciolacu vorbește despre faptul că Doamne ferește să nu intrăm în incapacitate de plată. Păi Doamne ferește, nu știu dacă ne va ajuta, pentru că noi chiar vom intra în incapacitate de plată dacă noi ținem cu dinții din să păcate, nici Dumnezeu nu mai poate ajuta. Sinceră să fiu, eu nu știu cum au sporurile acestea, pentru că a dat domnul Ciolacu cu vocea dumnealui liniștitoare, a venit și ne-a spus gata, s-a terminat. Da, s-a terminat cu jaful, gata, plafonăm inclusiv acest spor, totul e... Da, e sporul pentru condiții vătămătoare, apropo. Care noi vorbim este... de ce sporuri au primit până acum. Deci da, ai... cel care este plafonat în momentul de față. Slavă Domnului că domnul Ciolacu nu a intervenit salvator și a rupt acest jaf de bani. Dar cum se ajunge la sumele astea? 30% din salariu? Zici, doamne, stai că eu n-am așa, de fapt. Am 100 și ceva de milioane. Da, au făcut niște dosărele, vă spun eu cum, foarte simplu. Da, cu niște medici de medicina muncii, cu niște expertize făcute așa la grămadă în care au stabilit că toată unitatea se încadrează la condiții vătămătoare sau periculoase, fără probleme. Nu i-a verificat nimeni că unul e șofer, că unul e jurist, că toți la grămadă. Ăia nemulțumiți care n-au primit de pe la instituțiile care nu s-au capacitat. Au fost ăștia mai delăsători care nu s-au gândit să-și ia aceste sporuri și au uitat să facă aceste dosărele și nu beneficiau de sporuri. Au dat toți în judecată, au și câștigat pe aceste sporuri. Da, sunt nu știu câte dosare pe rolul instanțelor pe sporuri neacordate, unde vor câștiga, că oamenii între timp se pregătiseră cu dosare, numai că nu le fuseseră aprobate. Da? Este foarte bine. Da. Asta este țara în care poți să iei spor și 5.000 de lei, dacă ești un directoraș pe la ANSVS. Eu am avut pe aici niște de ăștia vicepreședinți și erau de la ANSVS ăsta, tot întrebam de pesta aia porcină, că ei se ocupă, domne, de ea.
domne, stați că îi vine din gospodărie, tot românul era de vină, avem corpul de control, nu știu pe unde, România importă peste 80% din carnea de porc, mâncăm carne adusă de afară, că ăștia iau 4.500 de lei spor aici în România. Adi Negrescu, aș vrea să te mai întreb ceva, pentru că e o mare dezbatere, cum o să fie cu salariul minim de la 1 ianuarie? Și apoi o să mergem în publicitate, înțelegem că s-ar putea scoate acea scutire de 200 de lei și că o să scadă salariul minim, de fapt. Da, încă o facilitate gândită prost și acordată pe termen scurt, a căror consecințele vom simți cu toții la 1 ianuarie, pentru adevăr. Odată ce va fi scoată această facilitate, pentru că să nu uităm, guvernul și-a asumat acest lucru, că nu va mai da facilități de ordin salarial nimănui, da? Le-a tăiat IT-știlor, celor din industria cărnii, din industria alimentară, iată acum taie și această facilitate. Și asta înseamnă că oamenii vor avea un salariu mai mic cu 83 de lei, da? Deci în loc să crească, scade salariul în România, salariul minim, pentru mulți dintre acești oameni. Este o aberație de reglementare. 1,5 milioane de români. Deci e un impact concret care să le arate foarte clar. Dacă făceam un simplu calcul de clasa 9, le ieșea exact faptul că oamenii pierd odată cu eliminarea acestei facilități. Eu nu sunt pentru facilități fiscale, n-am fost niciodată. Mie mi se pare că ar trebui să avem aceleași reguli toată lumea. Dar dacă tot te-a pus să faci niște facilități, inclusiv pe zona asta de salarizare, care este extrem de importantă, pe atunci dă-le oamenilor un pic de predictibilitate, mai ales în contextul inflației care le-a erodat puternic puterea de cumpărare. Din esență, de la 1 ianuarie, dacă aveau un salariu de 2080 de lei net, o să aibă 1996 de lei, urmarea eliminării acestei facilități. Ce înseamnă asta? Înseamnă 80 ceva de lei. Pentru oameni contează, pentru că banii aia, până la urmă, reprezintă o factură la curent sau cine știe, niște bani pentru a-ți cumpăra câteva lucruri de care ai absolut nevoie. Da. S-ar putea ca 1,5 milioane de oameni să fie rămână cu pânza umflată după aceste facilități, între ghilimele, acordate de statul român. Mergem într-o scurtă pauză de publicitate, ne întoarcem, amintea Ramona de legea pensiilor. Stați să vedeți ce se întâmplă când vine generația de crețeilor, că ei sunt primii care iau în piept direct această nouă lege. Ne întoarcem. Din nou, în direct a promulgat președintele Iohannis noua lege a pensiilor. Cel mai grav se va lovi de prevederile acestei legi, generația de crețeilor. Acum, această lege e foarte ciudată, pentru că tu nu știi, nu ai niciun fel de predictibilitate care va fi, să zicem, peste 10 ani, peste 15 ani stadiul de cotizare, pentru că totul se leagă de o ciudată speranță de viață pe care o analizează un consiliu și un forum și așa mai departe. Da, nici nu știu, Ramona Ursu, dacă amintiți mai devreme, dacă să ne mai îngrijorăm sau nu, că oamenii și habar n-au cât ne costă, de unde luăm banii, când, cum, ce, nu știm nimic. Păi suntem singurii care ne îngrijorăm. Da. Că noi, spre deosebire de acești domni și doamne, ne gândim totuși cum vom trăi mâine, cum vor merge businessurile pe care poate unii dintre noi le au, cum va merge economia, dacă ne mai ținem copii în țara asta sau le facem bagajul. Copilul meu e în clasa 12-a și, deși nu mi-am dorit niciodată să plece din România, ba chiar aveam discuții lungi în sensul ăsta, acum îmi doresc să plece din România, pentru că eu nu cred că acești copii merită să fie distruși de indivizi cum sunt Ciolacu, George Simion, domn ca Iohannis și soția lui. Ciucă. Adică nu putem să creștem niște copii în țara asta în cele mai frumoase condiții pe care le considerăm noi, cu o educație bună, să investim în ei și să vină acești bandiți și inconștienți care vin spun, ok, dăm legea pensiilor. Dar dacă îi întreb, și au fost întrebați și întrebăm și noi acum, domne, dar de unde sunt banii? Că vorbim despre niște miliarde, de unde o să-i luați? Răspunsul lor a fost doar că sunt bani. Păi, dar spuneți-ne de unde, pentru că dacă sunt bani, atunci de ce ne majorați nouă taxele de la o lună la alta? Dacă tot există acești bani, care sunt banii pe care statul investește, de fapt, în infrastructură, în tot ceea ce ar putea să ducă la producție, nu doar să se scurgă bani în salarii, în pensii speciale, în tot felul de, nu știu, vouchere de vacanțe, etc. Ceva care să producă efectiv și să susțină economia. Din păcate, deci nu știu să ne răspundă. Răspuns. Ori nu mi se pare, chiar nu mi se pare în regulă, abia poate că aici, nu știu, dacă și-ar pune cineva sănătos la cap întrebarea în țara asta, poate dacă am avea un președinte normal, ar invita partidul ăsta, partidele de guvernare, sau partidul de guvernare, că e de fapt USL acolo, și să-i întrebe, măi, oamenilor, voi ce faceți cu țara asta? Că eu mai stau un an aici, poate că și voi o să mai stați un an, că poate ne vor conduce Șoșoacă și cu Simion de anul viitor, nu știm. Unde ne ducem? În gard?
cu ce plătim după anul 2024? Nu-i pasă, că și el pleacă tot la anul. Nu-i pasă. Păi spun atunci... doar că singurii care ne gândim la asta suntem noi. Oamenii simpli sunt... pentru că pe noi ne hăituiesc cu taxele și impozitele. Păi da, asta pentru e că problema. Vine data de 25-a lunii, da. Și dacă tu nu-ți plătești, pe 26 te găsești cu conturile oprite. Mi-a spus o cunoștință care are un PFA, pentru 5 lei neachitați, a primit înștiințare de la FISC pe PFA, da. Și contul proprit. Dar se întâmplă și pentru datul Lucoșa ne-a povestit acum că pentru un leu și nu știu cât a primit acasă. Deci e dar în altfel nu mi se par nimic miliardele despre care vorbeam pe nerecuperări de TVA. Nu contează. Da, în România persoanele fizice efectiv nu înțeleg cum se poate ca persoane juridice mari, companii energofage să acumuleze miliarde datorii când pentru o persoană fizică ANAF ia măsuri draconice. Da? Pentru micile societăți civile, PFA-uri despre care care spunea doamna Ursu mai devreme, da, executările sirite sunt la ordinea zilei, a întârziat 15 zile, gata, somație cu titlul executoriu. Ziceți de pensii? Păi ne spune tot cu voce liniștitoare guvernul domnului Ciolacu faptul că avem toate garanțiile necesare. S-au făcut calcule. Calculele actuariale despre care spuneți noastră cu generația decrețeilor nu par a fi în calculele dumnealor. Pentru că aceste decreturi, de ce se spune decreței, poate avem și spectatorii tineri. Uh-huh. Telespectatori tineri care nu știu ce înseamnă decret. Este vorba despre abominabilul decret din 1966 prin care s-au interzis avorturile. Da. Este într-adevăr o lipsă de responsabilitate. Aici am aliniat cu ce se spunea mai devreme, pare o lipsă de responsabilitate guvernamentală care ar trebui să fie... Da, nu mai zic de interes. Care ar trebui să fie la un moment dat suntem sancționată? Pe final. Vreau să merg și la Adi Negrescu. Ce va însemna ca impact momentul acela, Adi Negrescu? În momentul ăla va fi o bombă cu ceas pentru bugetul de stat, pentru că vor ieși la pensie 1,7 milioane de români și nu vom avea cu ce să plătim. Gândiți-vă că pensiile se plătesc din salariile noastre. Vom avea vreo 5 milioane de angajați și vreo 7, dacă nu, 8 milioane de pensionare. Păi din ce, Dumnezeule, să le plătești pensiile dacă nu din contribuțiile salariaților? De-aia am zis, legea asta, ca să fie finanțabilă, trebuie să ducă la crearea 1 milion de noi locuri de muncă, cel puțin în următorii 2-3 ani, da? Iar pentru asta trebuie reduse taxele și trebuie stimulați investitorii pentru a crea locuri de muncă. Fără să creăm locuri de muncă, ne amăgim pe ideea că avem bani, că luăm bani de la investiții sau cine știe de la ce domeniu. Și mai un lucru important, această nouă lege pensiilor, și spuneți-o foarte bine, este făcută de așa natură încât să atenueze din impactul financiar reșit la pensia decrețeilor, să-i țină cât mai mult în câmpul muncii și să le dea pensii cât mai mici, în așa fel încât să nu explodeze bomba pensiilor. Mulțumesc! Am ajuns la final. Doamnelor, domnule, mulțumesc foarte mult! Pauză de publicitate, ne întoarcem de la fix când o să vă arăt nu doar despre Cherecheș ce s-a mai întâmplat, ci și un reportaj despre ce e azi acum la Crevedia, pentru că patronul este acasă acum, nu mai stă în arest. Ne întoarcem.